tine acasă la ora asta? Te mai plecat și te-ai și întors? Am avut o zi de groaznic. La bucătărie te duci și faci repede 4 cafeluțe, speli paharele și cănile înainte, că nu știu dacă le-a spălat cineva, n-avem femeie de serviciu. Măi, Corneluș, alții la vârsta ta ai 34 de ani, ce aștepți? Alții au mașini, au familie. Auzi, eu în seara asta trebuie să ies cu fetele. Vreau să stai cu copilul. Nu o să stea nimeni cu tine dacă tu stai în vârful patului cu jucăriile. Îmi aleg femeile singur, n-am nevoie de indicații. Nu mi s-a părut până acum. Când o să găsești o femeie? Vreau casa să fie curată, vasele spălate, copilul să fie adormit. Da, șefa mea. Am vorbit cu prietenul meu din facultate. Fisul lucrează la bancă, este director. Rog eu, și ce vrei să se întâmple cu noi? Mă distrugeți, mă. Vrei să intre sucursala asta? Nu, băgați pe mama în pământ. O să avem probleme, Cornel, din cauza ta. Este singura mea amintire de la părinții mei. Și să rămân și fără asta. Dar poate spre binele băiatului meu. Meseria sau munca în general este brățară de aur. Ați auzit-o pe asta, da? Bun. Mergem mai departe. Munca este izvor de sănătate. Deci, în concluzie, să o practice cei bolnavi. Cam acesta este crezul suprem al vieții personajului principal al poveștii de astăzi. Iar din acest crez rezultă un șir lung, dar lung de întâmplări care fie vă vor indigna, fie vă vor face să zâmbiți îngăduitori. Gata, gata. V-am spus deja prea multe, așa că haideți mai bine să vedem împreună despre ce este vorba. La cei 34 de ani pe care i-are, Cornel nu a lucrat niciodată, nici măcar o zi. În schimb, a făcut 2 facultăți plus alte câteva cursuri. Să fie. Acum însă este ziua cea mare, prima zi de muncă, și nu știm dacă el are emoțiile mai mari sau părinții lui care vor să-l știe un om realizat în viață. Oricum ar fi, îi urăm succes lui Cornel. Salut! Salut! Tu trebuie să fii nou coleg, nu? Da. Cum zici că te cheamă? Cornel. Bogdan, pare bine. Pare bine și mie. Numele meu este Cornel Nedelcu, am 34 de ani și până acum nu am prea lucrat. Costel, mă ajuți și pe mine cu ceva? E puțin... Costel! Generică! Băiatule, cum ziceai, mă, că te cheamă? A, eu? Tu, Costel. Cornel. Ajută-mă și pe mine, te rog, fii atent. Avem la ora 1, avem o întâlnire cu un client, e un client nou. Și trebuie să printăm astea în 3 exemplare, că l-a apucat să vină cu nu știu ce oameni. Deci te-ai îmbrăcat așa la... Unde crezi că ai venit aici la... Oxford, unde ești? Uite... La muncă. Facem benzi rulante, suntem firmă de producție, nu suntem... În fine, las, du-te și fă astea și... Hai, și unde, e, unde? La imprimantă. Nu ți-a făcut nimeni într-o firme? Să vezi și tu unde e imprimanta? E, o iei pe hol, prima la stânga și o să găsești imprimanta acolo, da? Dacă nu merge și schimbă și tu cartușul, că nu știu dacă l-a schimbat cineva. Și să nu uit, fii atent, este aici pretențios, știi? La bucătărie te duci și faci repede 4 cafeluțe, speli paharele și cănile înainte, că nu știu dacă le-a spălat cineva, n-avem femeie de serviciu. Și le duci la șeful în birou. Am demnitatea mea, am studii superioare, nu am învățat ca să merg să fac cafele și să spăl cănd și pahare. Costele, vină obțin. Da? Te rog eu mult, adun și mie un cafea, dacă e dimineață și de-abia m-am trezit. Azi noapte am stat până târziu, tu n-ai fost ieri aici, dar am lucrat până la 4 dimineața, da. Am fost acasă, mi-a făcut un duș și doar m-am întors. Da, astea nu trebuiau pregătite dinainte, din timp, adică nu e cam din scurt acum, adică... Din scurt, de nescurt? Acum trebuie să pregătite, ce vrei? Ele sunt pregătite deja dacă te uiți la ele. Trebuiau deja făcute. Păi da, dar să știu, mă, că vine ăla cu încă 5 oameni și are nevoie să țină fiecare, că până la urmă doar pentru el. Nu vezi, ne bate în joc, da, de păduri. Da, zic și eu. Ce să zici tu? Nu mai zici nimic, du-te și fă-le. Nu sunt și nu am să fiu
sluga nimănui. Dacă în fișa postului scrie să fac ceva, eu asta am să fac și nimic mai mult. Pentru că suntem puțini în firmă și nu avem personal pentru a acoperi toate posturile, lucrurile de menaj și de bucătărie ni le facem singuri, așa că eu, neavând timp, l-am rugat pe el să facă câteva cafele. Nu pentru mine, ci pentru clienți. Hai, tată, du-te, du-te acum, că vezi că scad lămprăștii pe jos. Du-te și printează-le că acum vin... Frate, pe bune, acum am mai văzut mai nou și mai luat așa tare din prima. Nu e datoria mea să fac chestiile astea. Pune mâna și fățile. Ia uite, frate. Stai, mă, Pino, suntem colegi. Nu, ce sunt eu aici? Păi, și ce? Gata, m-a spus clav acum, așa, de la început. Trebuie să vă fac eu vouă cafele, Dani, să vă fac eu toate alea. Pentru noi, ca firma asta, să meargă, e vorba de un client nou, sunt obosit. Frate, nu m-am angajat aici pentru... nimic. Nu m-am angajat aici pentru a face cafele și asta. Angajați-vă femeie de servici sau secretară. Eu am treaba mea aici și îmi văd de treaba mea. Lasă-mă cu asta. Da, aici ne ajutăm între noi, frate, că nu, da, există bine, treaba mea, treaba, e treaba, frate, ta. Lasă-mă cu... Bă, dar nici n-ai venit bine și ești cu clonțul mare. Nici n-ai venit bine și te-ai luat de mine repede. Da, tu ai muncit vreo zi în viața ta sau ăsta e primul tău job? Tu n-ai muncit o zi în viața ta, ce se întâmplă cu tine? Ăsta e primul tău job? Hai, mai. Trească, șef. Deci dacă îl împușcăm pe ăsta, ne-am scos să mărim și mie salariul. Dar nu pare așa de bună că văd că aici e... Păi ce să fie dacă se lamentează ca o crizantemă, n-am văzut așa ceva. A venit, l-am trimis să ducă și el să facă patru cafele, da, da, repede, să le aducă la noastră în birou. Chiar nu aveam nevoie de el, dar m-a rugat un fost coleg de facultate să-l angajez. Și am zis să-l ajut pe fiul. Problemele nu trebuie rezolvate cu voce, păi, tare. Nu mai sunt cu... clienți în firmă. Păi știu, dar ce dacă el s-a ridicat cu clonțul la mine... Hai, șeful, că eu m-am trezit. Am dormit 2 ore azi noapte, doar știi că am stat și am lucrat aici. Nu e bun, am stat și că ai dormit tu 2 ore. S-a luat de mie de la prima oră. Cum am văzut mai nou, hop, m-a pus să fac eu treaba lui, chestiile lui. Care treaba mea, treaba noastră aici, mă. Poate a avut lucruri, poate a fost obosit, poate a fost puțin mai nervos, să zic așa. Dar știu, dar trebuie să-și vezi să nervi pe mine. Totuși, suntem o firmă mică, am auzit discuția voastră, dar asta e situația. Eram pe ultima 100 de metri, am muncit toată noaptea și aveam nevoie de puțin ajutor. Nu a fost o chestie de înrăutate sau de a-mi bate joc de el. Totuși, respect oamenii. Să fac eu cafel, să spăl eu vasele, păi, murdare de acolo. Până la urmă tot facem, nu avem personal specializat. Păi și m-a spus pe mine mai nou și m-a spus pe mine la toate alea, nu? Păi mâine o să fac altcineva. Uite, astăzi s-a nimerit că... Să-și facă fiecare pentru el. Nu pentru faptul că ai venit nou, te-am pus la treaba asta. Nu, șeful, el vrea doar să încaseze. Nu știe că aici să muncește. Suntem puțini, nu poți să tragi chiulul. Pentru ce asta și vreau să muncesc. În fișa de post nu scrie că trebuie să spăl eu pahare și nu vreau să spăl și pe jos. Nu scrie multe, înțelegi? Zici, șeful. Mă, bune, eu am făcut până atâta. La urmă, cum îi permiți așa ceva? În momentul în care ți-ai făcut o lucrare, e normal să te duci să ți-o printezi, să o scoți. Dacă colegul sunt ale noi și sunt treabă. O mie, uite, sunt 100 de foi. Sunt ale noastre, mă, nu sunt ale mele, că nu le iau acasă. Și le scoți la imprimantă, nu e așa un capăt de țară, că până la urmă așa se face treaba. La anii lui, să n-ai pic de spirit de colegialitate, mai ales când e vorba de un contract nou, de un proiect nou, nu-mi vine să cred așa ceva. N-are gram de experiență. Încă nu am dobândit experiență pentru că nu am găsit acel job care să-mi ofere ceea ce aștept eu. Nu e ok ce faceți. Abuzați de oameni, faceți abuz și asta nu e ok, da? Cu te simți și abuzat. Gata, deci nu îmi pare rău. Uitați-vă bine la mine, eu vreau să plec, vreau să-mi dau demisia și tu pune mâna și fățile singur. Asta la vista, baby. Bine că ai cultură cinematografică. Hai, dă capul tău. O oră. Atât a rezistat Cornel la primul său loc de muncă. Simțind că s-a intenționat exploatarea lui peste măsura suportabilului, el pleacă spre casă cu demnitatea neatinsă. Mândria pe primul loc. Mă, ce-i cu tine acasă la ora asta? Te-ai plecat și te-ai și întors? Nici nu a trecut 2 ore și tu ești acasă. Ce ai pățit? Ce ți s-a întâmplat? Am avut o zi de groaznică. De ce? Păi, am fost și eu la locul ăsta de muncă și se pare că am nimerit în cel mai rău. Dar ți-l doreai locul ăsta de muncă? Da, mi-l doream, dar uite că... Erai încântat că mergi la muncă. Da, da, așa e, da. Am nimerit un colectiv foarte arogant și au început să mă ia peste picior, m-a văzut mai nou și gata, ce au zis? M-a pus să le fac eu lor cafele, să mi-au dat cele mai grele munci, să le fac, dita mai teancul de dosare, să le printez, să le alea, în loc să-mi fac treaba mea pentru care eram făcut, m-a pus să fac și treburile lor și ei stăteau bine mersi și... Aveam pretenții mari de la Cornel.
Aș fi vrut să-și păstreze acest loc de muncă. Nu. E o bătaie de joc. Și propriu zis ai plecat. Că ce ai plecat? Mi-am dat demisia și am cum plecat. Cum să-ți dai demisia când tu ți-ai dorit acest loc de muncă? Da, cum ai făcut dorit, așa ceva? Te rog frumos să mergi să le ceri iertare și să-ți dea rolul cer pe care te-ai angajat. Glumești acum. Locul de muncă pe care l-ai preferat. Deci am făcut două facultăți, am studiat, da? Eu nu pot să mă duc să muncesc, să spăl pe acolo pahare și cești, ce să le fac eu muncile colegilor mei care stau și se joacă pe calculator. Poate asta a fost în prima zi, după păi, două păi, dacă din prima zi au început așa, ce o să facă mai târziu? Sincer, m-am săturat de el. Și eu și taică-s-o, Nicolae, nu știm cum să mai procedăm. Trebuie să găsim o soluție ca să-și facă un rost în viață. Măi, Corneluș, alții la vârsta ta ai 34 de ani. Ce aștepți? Alții au mașini, au familie, au o soție, au loc de muncă, au casa lor. Trebuie să reacționezi și tu să ai pe cineva. Ancuța, de ce ai refuzat-o? Fata vecinei, care e deșteaptă, e frumoasă, e gospodină, pentru e curată, poate, e inteligentă, e ce vrei place, mai mult. Dacă înseamnă că trebuie să-mi placă și mie. Dar ce, eu nu sunt în stare să-mi găsesc o femeie? Trebuie să-mi bagi ea pe gât pe nu știu care. Da? Atunci găsește-ți tu una care să-ți placă. Dar e problema mea ce femeie găsesc eu. Ție-ți plac jocurile de copii deocamdată, tu n-ai făcut și nimic. Și care e problema? Păi pe mine mă interesează să te văd pe picioarele tale, să știi. O să fiu pe picioarele mele, dar momentan... Când o să fii, mamă? Când o să fii, Corneluș? Vocația. Când? Că noi nu mai putem să te vedem așa singur. Nimic nu-ți place, ți-ai plăcut, ai mers așa încântat de la muncă și ai venit înapoi după două ore. Ia uite ce s-a mai supărat și mama, că mi-am dat eu demisia de la ăștia de mă exploatau. Muncă și iar muncă. Așa a fost ea învățată toată viața. Bine, pretențiile tale se ridică, am înțeles că sunt stătul de placa asta până peste cap, tot pui în fiecare zi. Am înțeles, bine, hai, lasă asta. Perfect, ce ai de gând să faci? Uite, m-am gândit și vreau să fac un curs de fotografie. Am nevoie să mă împrumuși pe mine cu 200 de lei. Chiar mă uimești. Păi ți-am mai dat niște bani, ai mai făcut cursul. Toată ziua cere ceva. Toată ziua se milogește. Mame, vreau și eu niște bani. Îți pierzi vremea cu niște mărunțișuri care nu ți-aș duc niciun favor. Alții muncesc de la 17 ani, mine iar tu ai 34 de ani. O zi nu ai pe cartea de muncă la vârsta ta. Alții au 10, 12, 14 ani de muncă, da? Tu ce ai făcut în timpul ăsta? Ai făcut cursuri. Ai mai făcut și de design în interior. Da, dar exact. Ce-ți ajuta? Ia uite cum arată casa noastră. Atât. Casa asta este făcută și după poftele noastre, nu numai pentru tine, numai tu ai visat la acest aspect al casei. Și eu și tatăl tău am, că banii au fost ai noștri. Apropo de bani, mi dai pe aia 200 de lei, te rog? Mamă, ce-ți trebuie ție cursul ăsta de foto? Că e simplu, eu fac fotografii și toată lumea fără să facă curs. Nu neapărat, trebuie să faci un curs. Îți promit că vorbesc și cu tatăl tău. Și dacă se poate și dacă ești el de acord, eu m-am săturat să te duc în spate numai eu, da? Vorbim și cu tatăl tău. Deci, momentan asta aș vrea să fac cunoască. Și chiar te rog dacă poți să mă ajuți. Mă așteptam ca acum, când sunt la pensie și o pensie destul de mică, să mă întrețină fiul meu. Dar fiul meu trebuie să fie el întreținut. El nu vede că a crescut, el nu simte, el se consideră tot copil mic. Părinții lui Cornel, oameni care au trudit o viață din greu, nu pot pricepe viziunile înalte ale lui Corneluș, dar mama, tot mamă. Nicule, stai mai încet. Stai Hai, mai mă, încet. Că pierdem autobuzul. Stai să vorbesc ceva cu tine, stai să-ți explic, stai că acasă aude și Corneluș și nu vreau să audă copilul ăsta. Aveam ceva de vorbit referitor la copilul Iar nostru. Iar Cornel, acum am interzis să vorbim, că mă aude Cornel. Hai, spune-mi da, ce. Da, uite, de asta, tocmai bine că nu e el aici, ca să discutăm problema Ia, asta. Ia, ce noutăți mai aud? Ce noutăți? Trebuie să fac ceva cu Cornel. Ca să își găsesc un job, să depindă de el. Nu se poate așa. Trebuie să înțeleagă că treaba e foarte serioasă. Chiar nu e de joacă. Știu că aveai un prieten la bancă acolo. De ce nu încerci? Coleg, prieten, ce ți este? Eu cred că băiatul ăsta nostru trebuie dus la un psihiatru. La ce? La psihiatru? Să te duci tu, nu copilul nostru. Să mă duc eu, normal, tu o să mă duc eu. Și el unde o să Hai se să duc? În America, unde să plece? Să facem ceva ca să-l ajutăm, nu ca să-l ducem la psihiatru. Ce să facă la psihiatru?
Am zis eu ce să-i facem, că banii dăm, i-am oferit locuință, nu, îi oferim orice, ce să-i mai oferim și tu altceva? În viața lui, să-i schimbăm viața. Uite, de exemplu, i-am găsit-o pe fata asta, pe Anca, că doar o știi, alu vecina. Ce nu vezi că nu-i plac nu fetele? Nu i-a plăcut, îi plac fetele foarte mult, dar să-și regăsească el. El nu are timp de pe așa ceva. Le găsească, el pe studiază, el face cu totul altceva. Nu, pe calculator studiază, nu e o modalitate. Mai prostii studiază. Asta îi place, asta îi place. Ar vrea să stea toată ziua cu ochii pe pereți și cu cărțile în mână și să-i cadă și bani din cer. Până acum a copilărit, acum gata, nu mai merge. Toți sunt la casele lor, toți sunt... își fac o situație, toți se căsătoresc. Băiatul meu nici gând. Tu întotdeauna ai fost împotriva mea, te-ai aliat cu el și mereu ați spus invers de ce am spus. Ai dreptate. Vorbesc iarăși cu prietenul ăsta la bancă, dar dacă nu se ține de acest job, bagajul la ușă și afară, ok? De câte ori nu mi-am pus obrazul pentru Cornel și am ajuns să stric prietenii vechi din cauza neobrăzniciei lui. Bine, te-am înțeles. Hai să mai încercăm o dată. Hai să încercăm. E copilul nostru, nu trebuie să-l vedeți pe el la casa lui? Cât o să mai dureze? De acord, de acord. Dar ultima șansă, asta e, ultima șansă. Dacă nu, ce-ai face? Ți-am spus, afară, din casă. Păi cum să dai copilul afară, că e copilul nostru? Hai să o vezi și pe asta. Trebuie să-l ajutăm. De el nostru, tocmai de el dau afară din casă. Eu ca să învețe. Mă aliez cu tine ca să-l ajutăm. Pentru că ne-am purtat așa cu el cum ne-am purtat și de asta a ajuns așa. Știu, recunosc, pentru că e copilul meu și țin foarte mult la el. Nu ți-i gata. Îl ajut, dar hai mai încearcă ultimul ajutor. Mai încearcă o dată. Ok, bine. Nu mai fi așa de dur, că e și copilul tău. Îmi pare rău. E băiatul nostru. Dar nu cred că mai reușim să facem om din el. Dar e băiatul nostru și cu el defilăm până la sfârșit. Nuții și Nicu sunt oameni obiectivi, mai ales Nicu. Dar chiar dacă știu că odrasla lor nu face multe parale, totuși ei s-au hotărât. Trebuie să îl ajute pe Corneluș. Dar oare Corneluș vrea să fie ajutat? Ce zici, îl chemăm pe Corneluș să vorbim acum cu el? Mă lăși pe mine să dorim în ciorba asta. Acum e momentul, nu? Acum e momentul de ce? Acum, trebuie să discuți cu el acum. Nu ar fi mai bine să vină să discutăm cu el? Hai, îl stric, îl chem. Strigă-l. Corneluș? Da. Vino, mamă, să vorbim ceva aici cu tatăl tău. Ce mai e? Ce mai e? Să vorbească ceva cu tine, bine? Aveam treabă, eram cu treabă. Ce treabă? Pentru poze important. Și m-ați întrerupt. Da, e foarte important să nu fiu întrerupt. Da, pic, ce poze? Ce poze? Iar faci poze? Pentru cursul de fotografie, da. Pentru ăla care ai plătit o grămadă de bani, apeși pe buton și uite colorata. Frumos, atâția bani. Băiatul ăsta al meu e ca o afacere neprofitabilă. Am investit atâția bani în el și nu a ieșit nimic până acum. Este pasiunea mea. Mă rog, era în ghilimele așa o discuție amicală. Bine, ce s-a întâmplat? Ce să întâmple? Hai să fim serioși. Nu mai glumim, nu mai facem prostii. Ascultă-mă pe mine. Am vorbit cu prietenul meu din facultate. Fisul lucrează la bancă, este director. Deci, avem tot ce ne trebuie. Bancă de stat sau de care bancă? Mai contează? Ăștia care umblă cu bani. Nu e în regulă. Cine umblă cu bani are și bani. Așa că stai liniștit. Și ascultă-mă ce să fac eu acolo? Dacă și de data asta mă face de râs, n-are decât să se ducă să spele și WC-urile. Eu nu-l mai ajut cu nimic. Ce o să faci acolo? Stai așa că... Sper că nu mai pus iar să lustruiesc pe acolo asfaltul, codeaua. Ferește, dar eu nu te-am trimis niciodată să lustruiești nimica, mă, Cornel. Trebuie să înțelegi că astea sunt lucruri normale. Fac cafele sau ce? Și un director își face cafeaua lui dacă nu-i secretara. Își spală toaleta, își spală rufele singur. Tu trebuie să treci peste chestia asta. Chiar n-ai bine, înțeles. Bine, ce-i? Care rolul stai meu? Să ce spun ce să funcție ce ai. Staff. Un pic. Staff, că nu e engleză. Staff front office. Ce mai vrei de mai mult de atât? La bancă. Ia-uzi ce e asta. Știi ce înseamnă asta? Marele bancher, unde o să fie? Ești la un birou, cravată, costum și discuți cu clienții. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă. Sunt overqualified pentru acest job. Adică cum? Adică sunt adică foarte bun asta? Pentru asta. Să le dea Dumnezeu sănătate acestor oameni. Că l-au angajat pe Corneluș. Că tare mult mai avea nevoie de un loc de muncă. Auzi la mama și la tata să lucrez eu în bancă. Păi oameni din bancă sunt non-stop ocupați. Lucrează de la 9 la 5, vin acasă rupți de obosiți, nu mai au chef de nimic. Când mai am timp să mai fac și eu altceva pentru mine? Nici asta nu-ți place?
Ba da, dar nu știu cât de serios este, nu fie iar ca acolo unde m-am dus și m-au luat peste câte oameni. Până când nu încerci, n-ai cum să știi. Și până când nu ți impui ție să ai un loc de muncă și să spui mulțumesc că îl găsești, da? Sau că ți l-a găsit prietenul tatălui tău. Ai încredere în maica ta, că în mine văd că nu prea ai avut. Mereu, uite, de când vă știu, tot aceeași Placoținescu. Munca, ți-am găsit, câte joburi mai găsit? Mi-ai găsit 20 de locuri de muncă. Și cât timp ai stat la toate? Cât o oră, câte 3 ore? De ce să stau dacă nu-mi place? Stai o lună măcar. Vreau să-mi placă. Stai o lună măcar și dacă nu-ți place, vin eu și te iau de acolo. Dacă pregătirea ta e mai mare decât ce ți se oferă, dovedești că poți, mamă. Bine, și ai să vezi cum avansezi și ajungi mai departe și o să faci ce-ți place ție după aceea. Da, eu zic că la cât am studiat... Hai, Corneluș, nu mai face fițe, că așa de greu se găsește un loc de muncă. Ce-i mai place lui tata să facă el pe bunul samaritean? S-a găsit el iar să-mi găsească mie de muncă prin relațiile lui. Încearcă să ne înțelegi și tu. Ai că grijă, nu, ai până aici a fost. Discuția este foarte mare. Discutăm de vreo câțiva ani, tot discutăm. De ce mă puneți așa? Atent, este ultima discuție. Îmi sună la șantaj, nu știu. Exact. Te șantajăm. Dacă nu te angajezi, te dăm afară din casă. Dați pe mine afară. Chiar nu e de râs, să știi? Ți-am zis că sunt prea bun pentru acest loc de muncă. Deci chiar... Dovedește! Dovedește că ești! Te rog să dovedești. Dacă tu numești asta șantaj... Ascultă pe mama și dovedește, da? Și ai să vezi că avansezi și ușor, ușor ajungi la ceea ce îți place. Bă, frate, dar oamenii ăștia chiar nu se prind că mie nu-mi place să muncesc? Trebuie să le spun verde în față. Bine, mă duc. Bine, vreau să te văd frumos, învins, că ai plecat la muncă. Mă duc, voi să fiți mulțumiți. Să te văd fericit. Să fiți fericiți, că eram fericit până să mă deranjez. Nu erai fericit, nu. Asta nu e fericire. Asta e pierdere de vreme și de tinerețe. Vezi că este pentru ultima oară când îmi pun pielea în joc iarăși. Să nu mă dezamăgești. Bine că ți-ai pus tu pielea în joc. Ăsta e. Poate îl dăm pe brazdă. Sper să se țină de treabă. Atât îi cer, pentru că el e un băiat foarte deștept. O fi Corneluș foarte deștept și supracalificat, adică overqualified. Dar, din păcate, el are o puternică alergie la muncă. Dar totuși, chiar dacă munca nu face parte din viziunea profundă a lui Cornel asupra sensului vieții, băiatul face un compromis, oferindu-le celor de la bancă șansa de a se bucura de prezența lui. Salut! Salut, salut! Tu trebuie să fii Cornel Nedelcu. Da, nu? Corect. Nu vreau să o comit din prima, na. Ești prima da, e bine. Eu sunt Iulian Zamfirescu. Îmi pare bine. Uite, noi aici, în echipă, de bun venit, ca să colegii să se simtă foarte bine, oferim o cană de cafea. Mulțumesc! Da, din partea noastră. Ce să mai zic acum? Mai pot să zic ceva? Lumea pe aici se poartă foarte frumos, nesperat de frumos. Și apropo, în scurt timp am vrea să mergem să ne alimentăm un pic, dacă tot de bun venit. Da, mulțumesc mult, chiar nu mă așteptam. E pentru colegii noi să se simtă, de fapt noi vrem să formăm o echipă, să fim undeva egali. Și oricum, acum că ești nou aici, o să încerc să te ajut dacă ai întrebări, dacă ai nelămuriri, o să încerc să te ajut să te inițiezi dacă da, există. Da, că nu prea știu exact și nicio am problemă. Experiență și aș vrea să mă ajut. Chiar mă uitam când faci contul, am văzut că sunt niște chestii acolo și nu prea am înțeles dacă poți să-mi arăți și mie. Eu când am ajuns aici, habar n-aveam pe ce lume trez. Nici nu știam cu ce se mănâncă pe această poziție. Dar ce să vezi, uite, am dat peste o echipă formidabilă care m-a ajutat, m-a băgat în sânul ei și m-au tratat de la egal la egal, ceea ce m-a ajutat foarte, foarte mult. Bine, și când mai am așa nelămuriri, te mai întreb, da? Nicio problemă, de-aia sunt aici. De-aia super, sunt aici. Super, normal, da. Nici eu n-am fost învățat, am avut colegi, m-au inițiat, deci totul este ca să ne fie bine. Formăm o echipă, deci nu trebuie să ne fie bine. Cel mai bine, așa că am avut o experiență neplăcută și nu-mi place să... Așa se întâmplă tot timpul. Oamenii noi... ajung să fiu un pic frustrat deoarece nu cunosc toate detaliile. Da, așa eram, da. Și noi încercăm să trecem peste asta, de-aia sunt aici. Când ai nevoie de mine, doar da? Da. Da, mulțumesc mult. Chiar îmi pare bine, mă bucur că deja te-am introdus un pic în atmosfera noastră de echipă. E perfect. E regulă, da. Chiar mă simt ok. De Iulian chiar mi-a plăcut. Mi se pare super ok și profi. Și sare imediat în ajutor când ai o problemă. Când vine un client nou, de exemplu, ce trebuie să fac? Prima dată îl întreb care este problema, de ce a venit, cu solicitarea lui.
Bun, în funcție de solicitarea lui, ai în sistem toate informațiile. Deci, uite-te un pic aici, ai opțiunea asta. Să zicem că vine și te întreabă, vrea să-și verifice balanța contului. Bun, ce v-ar interesa exact? Dacă cu balanța contului. Poc, a intrat frumos. Ai zis, uite, asta da, este. Da, acolo click, extras. Exact. Deci este foarte simplu. Te ajută sistemul. Are dorința de a învăța, are dorința de a se integra în echipă și de a ne ajuta să mergem mai departe și să fim o echipă de succes. Apropo, aici să știi că nu te lăsăm. Noi suntem o echipă. N-avem șef. N-avem șef? N-avem șef. Avem un... Păi și pe mine cine m-a angajat? Avem un lider. Înțelegi? Noi aici suntem ca o familie. Trebuie da. Să înțelegi că lucrăm, suntem de la egal la egal. Lucrăm, pe noi ne interesează succes. Da, super, super. Bun. Chiar nu mă așteptam să găsesc un colectiv așa drăguț și cu cafeaua asta chiar m-ai dat pe spate. Asta este, mulțumesc. Asta este ideea. Mulțumesc. Hai să mergem la cafea. Hai. Încă puțin și trece prima zi și nu mi-am dat demisia, deci e un mare plus. Banca la care s-a angajat Cornel are o mare bilă albă. Dacă a reușit să convingă o reală valoare să muncească, atunci atmosfera de la muncă este cu adevărat minunată. De aceea Cornel simte că și-a găsit locul. Îl ajută cei drept și Iulian, care îi face integrarea mai ușoară. Și ia zi-mă, Cornele, cum ți se pare? Te-ai adaptat? E tot în regulă? Chiar să știi că mă simt foarte bine, deci îmi place, e ok, e spiritul ăsta de echipă, e atmosfera plăcută, e foarte ok, știu că mai am de învățat, sunt multe chestii pe care încă nu le-am învățat bine, dar cu timpul, cu siguranță va fi mult mai bine. E normal, ești la început, dar ia zic, cum e cu clienții, te descurci, sunt... Mă descurc, sunt unii mai așa mai complicați câteodată, dar în mare parte m-am descurcat, am fost amabil cu ei, oamenii vin să-și rezolve mici chestii, nu prea a fost cine știe ce până acum, vom vedea ceva. Okay. Mă bucur că am ieșit cu Iulian, chiar e un om de la care ai ce învăța și o să vreau să fiu foarte bun prieten cu el, să... ne înțelegem bine până la capăt, până îmi văd interesul și după ce o fi. Apropo, ia zi tu, ce faci tu cu primul tău salariu? Că de obicei când iei primii bani, știi cum e, te duci, iei ceva, îți rămâne în cap, primii mei bani, investesc în... Să știi că e o idee bună asta, nu m-am gândit la asta. Tu ce ai făcut cu primul tău salariu? Bă, cu primul salariu, ce să vezi? Mi-am luat iubita într-o... am făcut o excursie la mare. Am plecat câteva zile ca doi porumbei. A fost foarte tare. Am fost la Mamaia, Club Băreală. Pierdere de nopți, știi? Deci dar a rămas memorabil acum. A rămas că am făcut-o, da. Tu ce ai de gând? Adică ce ți-ai propus? Ai vreo idee așa? Păi știi ce aș vrea? Că simt așa nevoia să mă revanșez față de părinții mei. Că am stat pe capul lor, frate, până la 34 de ani. Și mă gândeam să le organizez o vacanță, știi? Să meargă și într-o vacanță, să se relaxeze și ei că merită. Chiar aș vrea să dau tot salariul meu, să le ofer o vacanță câteva zile, să uite de tot. Chiar m-a impresionat băiatul acesta. Nu știu ce m-a apucat pe mine să spun că o să cheltuie salariul cu vacanțe pentru părinți și asta, dar nu voiam să fiu mai prejos. Am vrut și eu să-l impresionez. Chiar sunt profund impresionat, deci mai rar oameni ca tine. Știi că în ziua de azi cam toți se gândesc la bunăstarea lor. Nu tot parfumuri, nu tot telefoane, ca alți băieți de vârsta lui. Chiar m-a impresionat băiatul acesta. Îți dai seama să stai până la vârsta asta pe capul părinților și... Eu am încercat să-mi găsesc de muncă, am tot fost pe la... Și ei au pus presiuni pe mine, ce-i drept, dar oricum am întreținut, ăsta e adevărul, de ce să zic. Și eu am tot căutat de muncă, am schimbat locuri de muncă, am luat numai țepe. Am dat peste tot fel și fel de oameni și... Nu mi-a plăcut, ăsta e singurul loc de muncă unde mă simt ok, unde simt că rezonez. Sper ca Iulian să nu-și dea seama de interesele mele și să pot să-mi duc planul până la capăt. Ai banii? Că am nevoie de ei. Da. Că prostul ăla nu mi-a dat pensia alimentară.
am impresia că lipsesc niște bani. Ce da. Sunt porcăriile astea? De unde mai ai și astea? Ce sunt cu astea aici? Ce porcării? Nu, păi nu știu, despre ce noua mea achiziție. Achiziție? Dar de unde ai avut tu parte de achiziții? Se pare că avem niște plângeri de la niște clienți care vin la noi în sucursală și că le lipsesc niște sume modice de bani din cont. Poate și-a revenit și el, îi place aici, nu mai pleacă de la locul de muncă, poate... Poate că aici e locul lui. Am urgențe, am probleme în familie. Vă ce fel de probleme? Mama mea este bolnavă. Mama ta este bolnavă. Da, trebuie să opereze și... Și asta este problema mea, Cornel? Nu, dar vă rog, eu înțelegeți-mă, nu mă dați la poliție, vă rog. Cornel vorbește despre un plan pe care suntem siguri l-a ticluit el bine, că doar nu a făcut degeaba două facultăți plus alte câteva cursuri. Îi urăm succes! Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot fi de folos? Am un cont deschis la dumneavoastră de ceva timp și am impresia că lipsesc niște bani din cont. Dați-mi un buletin, vă rog! Nu știu cum să vă spun, dar eu nu prea mă descurc cu online-ul, cu internetul și totuși aș vrea un extras de cont. Nicio problemă, verific imediat. Două secunde. Așa, dar ce s-a întâmplat mai exact? De ce? Eu aveam, știu că aveam 1600 de lei în cont. Da. Și acum când am verificat, am văzut că am numai 1500. Ah, imediat verific. Așa, să vedem aici. Din câte văd eu, ați fost ultimate la o benzinărie. A, da. Da? Da. Se pare că v-au taxat de două ori. Și da, s-a pierdut o sumă de bani și de-aia vă ești în minus, dar suma este în așteptare. Și o să o virez imediat în contul dumneavoastră. Nu peste 30 de zile? Nu. Imediat, instant, acum o să verific și... Okay. O să o virez și este în regulă, stați liniștit, da? Ce mi-a trecut glonțul pe la ureche? Ia uite cum mi-a stricat ziua de a trebui să-i dau înapoi 100 de lei. Vă mulțumesc foarte mult, să vă dea Dumnezeu sănătate. Chiar eram îngrijorat de chestia asta. Nicio problemă, se mai întâmplă din când în când, dar da. E în regulă. E ok atunci. Mai doriți extrasul de cont? Nu mai e nevoie. Vă mulțumesc foarte mult și să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți putere de muncă. Da. Bine. Mulțumesc, sănătate multă. O zi bună. Tată. La revedere. Mi-a plăcut tânărul ăsta de la bancă. Se vede că e un băiat serios și muncitor. Dacă s-ar întoarce toți de la care am ciupit câte puțin, unde își mai ajunge? Da, tot eu fac eu moșului odată. Da, iubita. Alo, ce iubita? Bună. Nu știu cât timp, unde ți-e telefonul ăla? Am ajuns aici. Eram cu treabă. Da? Ai banii aia? Ai scos banii aia? Da. Hai că... Hai că n-am toată ziua la dispoziție. Te aștept jos, urgent. Ok. Bine. Hai că vin acum. Două minute. Hai, te pup. Pa. Hai, pa. Se pare că aici fac banii ușor. Și în caz că se prinde cineva, remediez imediat problema și după aia tot el îmi mulțumește. Deci Cornel fură. Aceasta este o noutate și mai există una. Cornel are iubită, una care știe foarte bine să pună punctul pe i. Ce faci, mă? Acum bună se vine? Bună, iubire, ce faci? Nici iubire. Acum se vine? Mă faci să aștept ca proastă o oră? Hai că n-a fost chiar o oră. Băiatul meu, copilul e în mașină. L-am lăsat dormind singur. Tu te gândești? Ai banii? Că am nevoie de ei. Da. Că prostul ăla nu mi-a dat pensia alimentară. De ce? Nu mi-a dat încă. Lasă că o să am eu act de cojocul lui. Dar pentru ce ai nevoie? Să iau pampers la copil. Ai uitat că mai am un pic și rămân fără?
Din fosta relație a rezultat un copil în vârstă de 2 ani jumate. Din păcate, fostul nu a vrut să rămână, nu se simțea pregătit să fie tată, așa că a plecat și a rămas numai să plătească pensia alimentară. Auzi, eu în seara asta trebuie să ies cu fetele. Vreau să stai cu copilul. La ora 8, fix, dar fix, băiatul meu, să fii la mine acasă, să stai cu el. Eu nu vreau să întârzi. Doar că tu întârzi nu înseamnă că și eu trebuie să întârzi. Ne-am înțeles? Îmi place de Cornel pentru că îl pot juca pe degete. E un băiat, cum să spun, ușor de modelat, ușor de controlat și mă ascultă mereu. Mi-aș dori ca Miruna să fie un pic mai maleabilă, câteodată e prea radicală, dar nu mă deranjează foarte mult chestia asta. Vreau casa să fie curată, vasele spălate, copilul să fie adormit. Și poate nu fii și tu cu mâna goală, ca de fiecare dată. Da? Da, șefa mea. Și poate primești și tu ceva în seara asta. Ne-am înțeles? Bine. Bine. Hai că eu trebuie să merg, că ți-am zis, copilul e în mașină și poate mă trezesc cu poliția. Ei, nici chiar așa. Hai. Bine, te iubesc. Pa. Pa, pa. Părinții mei nu o cunosc și nu știu cum să pun problema și să le prezint. Nu cred că ar fi pe placul lor. Nu, Corneluș, Miruna nu ar fi pe placul niciunui om care nu are apucături ușor masochiste. Dar dacă asta este plăcerea dumitale, s-o stăpânești sănătos sau ia pe tine. Important este, Corneluș, ca tu să îți vezi de micile plăceri ale vieții, fără pic de responsabilitate. Oh, ce faci, Corneluș? Ai venit? Ai ajuns acasă? Sărbuna, mamă! Ce sunt porcăriile astea? De unde mai ai și astea? Ce sunt cu astea aici? Ce porcării? Nu, păi nu știu, este noua mea achiziție. Achiziție? Dar de unde ai avut tu bani de achiziții? Cum de unde? Păi muncesc. Sunt pe banii mei. Bine, măi, mamă, măi, Corneluș, păi tu muncești, e foarte adevărat. Dar astea consider că sunt foarte scumpe. Cât ai dat pe ele? A, da, ceva, dar e ok. Ceva, un bon, vreau și eu o factură, o ceva, să văd și eu. Acum lasă cu bonuri, ce bonuri, factură, dar ce trebuie? Eu vreau să știu, Corneluș, pentru că tu de-abia ai început munca, banii nu ți-ajung. Mie mi-este teamă să nu faci vreo gafă, să faci vreun împrumut, nu, să cine știe liniștită, în ce să datorii să intri. Stai liniștită că păi totul este... Păi nu pot să stau liniștită, știi că nu avem bani, știi că am nevoie la doctor. N-ai avut, te-am împrumutat cu 200, da? Tu ți-ai cumpărat porcăriile astea, nu te-a interesat să-mi dai acei 200. Acum este și el bărbat, este matur. Aș vrea să-și pune și el un bani deoparte, să participe și el la utilității, la cheltuielile casei. Are și el niște responsabilități, nu se mai poate să fie întreținut de mama și de tata. Asta crede acum? Că dacă m-au ajutat, gata, o să le plătesc lor utilitățile de acum înainte? Hai, mamă, că nu e chiar așa. Să știi că le-am luat la reducere. De fapt, a fost o super ofertă, 80%. Am prins un magazin care avea lichidare de stoc și le-am luat la preț super, super mic și îmi doream de foarte mult timp. Știi că sunt pasionat de fotografie. Perfect, asta înseamnă că ai dat și de un foarte calculator. Puțin. Vreau să știu foarte și eu ce bani mai ai în buzunar. Că o tu trebuie să mai ai bani, nu? Stai liniștită că nu te las așa. O să fac rost și o să-ți dau. Medicul meu nu așteaptă. Îmi dai tu, o să-mi dai când o să-mi dai? Cât să aștepți? Cât pot eu de repede? Sper să se oprească cu tâmpenile astea. Sper să-și revină și el. Și să-și pună și el un ban deoparte. Tu știi, Corneluș, ce-am pățit eu acum câteva zile? Veneam de la piață. Amețeli, m-am dezechilibrat, la vreo 3 străzi mai încolo m-a văzut o vecină, noroc cu ea, că altfel cădeam pe stradă. Și pe tine nici nu te interesează, tu îmi spui că o să-mi dai, o să am, o să... cum? O să când? Să nu mă intereseze. Păi nu se vede, îți lipseau astea neapărat. Puteai și luna viitoare, câte un pic, câte un pic, nu tot odată. Că nimeni n-a avut totul odată, dar tu ai fost obișnuit cu tot ce ți-ai dorit, da? Și noi am... Ne-am luat poate de la gură, nu ne-am făcut o poftă, ne-am făcut un concediu. Apropo de gură, de poftă, mi-e cam foame. Ai pregătit ceva de mâncare? Deci asta e problema ta. Ție ți este foame. Da. Mâncarea ai avut întotdeauna și vei avea. Dar trebuie să mai ai și tu merite, că deja nu mai ești bebeluș, Corneluș, înțelege? Bine, pune-mă. Eu am discuții cu tatăl tău, am discuții cu prietenele mele, cu vecinele mele, că toată lumea spune că te cocoloșesc. Și cred că au dreptate. Ei, să nu exagerăm. Hai că mi-e foame, pune masa și să îmi comanzi, nu? Nu! E, atunci mai rabdă un pic.
Dacă eu nu eram acum tu, nu-ți scoteai să mănânci? Bine, vezi, pregătește-te. Vezi, idee, să-ți spun eu să mănânci. Nu se poate așa. Hai zâmbește să-ți fac o poză. Nu-mi face nicio poză. Uite, vezi, dacă te căsătoreai cu Ancuța, fata vecinei, acum erai la casa ta, îți spunea ea mâncare, îți făcea ea mâncare, avea grijă mâncare de tine. Mâncare ca la mama acasă, nu există niciunde. Era o fată bună, este o fată bună. O să aibă mai mult noroc decât tine. Tu ce aștepți, să vină să te ceară 10 femei ca să alegi una? Nu o să stea nimeni cu tine dacă tu stai în vârful patului cu jucăriile. Îmi aleg femeile singur, n-am nevoie de indicații. Nu mi s-a părut până acum. Când o să găsești o femeie? Când o să ieși la pensie? Sau poate că nici nu o să ieși la pensie, că nu o să lucrezi? Cine știe când mai lucrezi aici? Mamă, nu pot să-mi aleg nevastă pe stomacul gol. Du-te, te rog, și pune și mie ceva să mănânc, că nu mai pot. Of, trebuie să mă duc să spun să mănânci. Când e vorba de mâncare, trebuie să mănânci. Da. Dar cu astea o să mai discutăm. Sunt foarte supărată, să știu. Zâmbește. Revenind la locul de muncă al lui Cornel, unde deja am aflat Cornel fură, nu putem să nu remarcăm faptul că tânărul nostru este complet străin de lumea reală, dacă el se gândește că sistemele de securitate și supraveghere ale unei bănci nu vor sesiza neregulile. Iulian! Salut, Alex! Ce faci? M-ai chemat? Intră! Da, te rog frumos, ia un loc. Ce s-a întâmplat? Uite, ce vreau să te întreb. De fapt, ești, să fii mai politicos, ești bine? Tot ok? Sunt în regulă. Sunt perfect. Bun. Ce părere ai despre nou angajat? E super ok. Din câte am discutat cu el, e sociabil, e dornic să intre în priză. Nimic dubios la adresa lui? Până în momentul ăsta, nu știu, chiar și clienții. Au fost câteva acțiuni la frontdesk acolo. Au fost politicos, super ok. De ce? Ce s-a întâmplat? Se pare că avem niște plângeri de la niște clienți care vin la noi în sucursală și că le lipsesc niște sume modice de bani din cont. Culmea e că acești clienți care fac aceste plângeri trec prin biroul lui Cornel, pe la ghișeul lui Cornel. Și îmi cam dă de gândit. De ce să-mi pierd eu poziția în această bancă din cauza unui nărod ca acesta? Eu l-am adus în firmă, în bancă, să zic, în compania noastră, la... Scuză-mă puțin. La cerințele lui tata, știi? Care îl știe pe taică-su. Și se pare că taică-su este un om bun. Dar după cum văd, el nu este nici pe aproape cât este taică-su. Ideea este că nu vreau să ne strice imaginea acestei bănci. Sucursala noastră, dacă se găsește vinovată cu ceva și prostel de genul ăsta care se întâmplă, că o să-ți explic eu mai târziu, să nu ne închidă. Nu avem nevoie de plângeri. Dar ce anume mai exact s-a întâmplat? Sau... Se pare că el extrage niște sume modice, mai puțin, nu sume foarte mari. Găinării, genul până în 100 de lei. Ideea este că el când găsește, face o plată, o face dublă. De aceea te-am întrebat dacă ți se pare ceva suspicios în cum lucrează sau ce părere au oamenii dacă sunt alte plângeri. Astea le primesc eu confidențial ca director de bancă. Trebuie să fim vigilenți. Cu un asemenea angajat putem păta imaginea nu doar a sucursalei, cât și a băncii. Dacă tot este ca o povară pentru noi, pentru imaginea băncii, n-ar fi mai bine, mai simplu să-l dăm afară? Asta e ce știu eu și acum știi tu. Problema este că nu avem dovezi concrete cu care să-l incriminăm și să putem să-l dăm afară. Deci până una alta trebuie să lucrăm să aducem aceste dovezi. Când le vom avea, atunci ne vom debarasa de el. În regulă. Am să fiu și eu mult mai vigilant și am să încerc să leg toate semnele de întrebare care mi le-a ridicat oarecum, să le pun cap la cap și să obținem un rezultat ca să ne ajute. Cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât îl putem da pe mâna poliției. Noi te luăm, te angajăm, te susținem, îți oferim încredere și asta e răsplata pe care ne-o dai? Înainte să pleci. Când te întorci la birou, te rog frumos, mai limitează-i din clienți și din accesul pe care l-are. Să nu facă asta vreo prostie pe ultima 100 de metri, înainte să-l prindem. Da. Okay? Nicio problemă. Acum, în pauza de masă, când se va duce, o să intru în sistem și o să am grijă de... Bine, Iulian, mă bucur. Ok, hai. Bun, o rezolvăm. Ne auzim. Strâng dovezi și am să-l predau poliției. Oameni ca acesta nu au cum să fie în libertate. Cu
Cum era de așteptat, Cornel este în pericol și prinderea lui a devenit doar o chestiune de timp, vieții lui părinți. O viață s-a îngrijorat pentru Cornel, iar acum i-au ajuns și problemele vârstei lor. Ce spui, Nicule, să facem? Cum să procedăm? Ce soluție să găsim? Când trebuie niște bani pentru operație. Dacă o mai lungim, o să se agraveze boala. Nu ține. Ai vreo idee? Pui într-o situație penibilă. Știi foarte bine ce venituri avem, ce salariu am. Ce vrei să fac? Spune-mi. Deci operația e obligatoriu să o fac. Eu trebuie sigur, să sigur găsesc că o soluție. Doamne ferește. Doamne ferește. Uite, am o idee. Sper să nu te deranjeze, dar eu cred că este o idee bună. Hai să vină în casa de la Breaza. Casa ta, casa părinților tăi, adevărat. Mama mea nu o să stea liniștită acolo în pământ de focul ăsta să-i văd casa. Cum să vând casa? Altă soluție nu există, să știi. Ce să vindem? Să ne vindem casa noastră? Hai să vindem casa aia, este într-o zonă turistică foarte bună. Ai văzut, au apărut vile de jur împrejur. O să câștigăm de 10 ori cât a fost valoarea ei. Și ne luăm altă, mai aproape de București. Și poate mai rămânem și cu niște bani. Ce rost ar avea să mai păstrăm casa aia, dacă nu ții și ar pierde vederea? Gata, se pare că în sfârșit nu va mai trebui să muncesc. Vor vinde casa bunicilor și voi avea destui bani. Hai să o dăm. Atunci hai să găsim soluția asta. Poate ne mai rămâne și cumpărăm. Deși mă doare sufletul că fac asta. Și pe mine mă doare sufletul să ți-o spun. Crede-mă, dar nu avem altă soluție. N-avem ce să vindem. Că ăsta micul ne ajută. Mai strângem, dar cu ce? Lucrează și Corneluș și ne ajută. Doamne ajută, și care trei luni de când lucrează, dă poate, și el un ban în casă acolo. Poate Dumnezeu să rămână. E bine. Să se obișnuiască și cu ideea care are poate responsabilități. Poate rămânem și cu niște bani, îi luăm și lui ceva, mai pune și lui, îi luăm și lui ceva. La asta m-am gândit și eu, că poate să găsim eu mândră și o veni și el, vreau să mă mut la casa mea. Da, nu-ți așa. Și atunci banii ăștia îi investim într-o casă pentru el. Sigur, să-i prioritatea are operația, ce casă? Absolut. Luăm absolut. Banii pe casă și ne apucăm altă de... Altă soluție nu există. Plătim la doctor. Am gândit și eu, dar știi că parcă nu doar liniștită cu ideea, ce să... Doamne, să vinzi casa părintească. Știu că e foarte greu. Ești umplit. Nu mai plânge, lasă, gândește-te la sănătatea ta. Casa de la Breaza este casa părinților mei. Este sentimentul familiei mele. Mi-e foarte greu că fac asta, dar trebuie. Este singura mea amintire de la părinții mei. Te cred. Și să rămân și fără asta. Dar poate spre binele băiatului meu. Ca să-i cumpăr și lui o casă, deși mi-a făcut atâtea greutăți. Dar și pentru tine. Și în primul rând pentru sănătatea, tine. Dar și pentru el mă lupt să aibă casa lui, că mâine pe mine se însoară, poate să avem un nepoțel, poate. O să aibă nevoie de acea casă. Doamne. Poate prin asta o să mă ierte părinții mei când vând casă. Dar trebuie să aibă loc operația, că altfel rămân fără ochi, fără vedere. Nu mai liniștește-te, o facem. Poate și-a revenit și el, îi place aici, nu mai pleacă de la locul de muncă, poate că aici e locul lui. Ce să zic? Că văd că merge cu plăcere, pleacă dimineața entuziasmat că și-a găsit așa un loc. Poate Dumnezeu i-a deschis calea asta. Faptul că nu ți s-a îmbolnăvit, sper să-l aducă și pe Cornel cu picioarele pe pământ, că nu mai are cine să-l dădăcească. Mai dau un tun două, dar nu găinării de-astea mici. Unul ca lumea. Și apoi mă retrag. Stau și mă gândesc că poate mâine pe mine nu mai văd sau nu pot să știu repercursiunile operației. Nu o să-mi văd băiatul la casa lui sau poate închid ochii. Nu o să am și eu pe un pui mic să-l țin și eu în brațe înainte de a muri. Poate s-o grăbi, poate Dumnezeu m-a ascultat la toate rugăciunile mele ca să se însoare, să-și găsească și el. Să căpătuiască. Să fie o familie, să-l văd la casa lui fericit. Te rog, Nuții, liniștește-te și nu mai plânge. Îți dau perfectă dreptate. Cornel, obișnuit mereu să ciupească de unde poate, simte că vânzarea casei de la Breaza este șansa vieții lui. Așa ceva nu se poate rata. Bună ziua! Ce faceți, mami, tati? Vi-l prezint pe Radu Dobre, agent imobiliar. Bună ziua, bine ați venit! Așa și? Da, deci am vorbit cu el ca să vindem casa de la Breaza și dumnealui a găsit un client care este interesat. Am o ofertă foarte bună. Stai un pic, dar noi nu trebuia să știm de chestia asta.
De ce ai luat hotărârea fără să știm și noi? Câte boacă ne-a făcut Cornel, niciuna nu trece pe asta. Cornel, domnii nu știu? Ba da, au spus că vor să vândă. Păi... Mamă, ne-am hotărât, nu mai vindem. Trebuia întâi să ne întrebe noi și apoi să-l deranjez pe domnul, da? Deci domne... noi ne-am răzgândit. Nu e casă de vândut aia. Eu deja m-am ocupat. Găsim alte soluții. Îmi pare rău, trebuia să știm și noi. N-am fost anunțați. Că el va veni cu cineva. Noi între timp am discutat și ne-am răzgândit. Am luat altă hotărâre, Cornele. Vom face un credit de nevoi personale și rezolvăm problema lui maică ta. Ce credit? Ce să faceți? M-a spus să vorbesc cu omul degeaba. Credit de nevoi personale, că lucrezi la banc. Cine-ți dă ție credit, tată? Ție de ce? Cum arăt eu de nu-mi dă? Mâine, păi mâine te aștept la orice la el. Te pomenești că vinde apartamentul și ne duce la azil. Ăstora să le intre bine în cap că într-o zi nu o să mai poată. Și atunci o să-i arunc într-un azil să-i văd dacă o să mai aibă clonțul așa mare. Doamne, trebuia să mă fi anunțat și pe mine din timp, să nu să-mi pierd timpul. Că noi între timp ne-am răzgândit. Ne scuzați, el trebuia întâi să vă prezinte, să ne mai întrebe odată și apoi să vă pună pe drumuri. A zis clar că vrei să vindeți, v-am auzit când ați vorbit. Bine, între timp ne-am răzgândit. Ei, v-ați răzgândit, vă stuiți așa de pozit pe alta, cum se schimbă vremea, vă schimbați și voi. Pentru că ni s-a propus să facem un împrumut care e mai bun decât să vindem acea casă. Ce împrumut, că nu vă dă nimeni împrumut vouă? Dacă erai atât de hotărât pe cât ești hotărât să vinzi casa bunicilor tăi cu slujbele, e, nu mai aveam nevoie de nici de nevoi personale. Să vă răzgândiți. Și ne dădeai tu bani ca să-i rezolvăm problema lui mama ta. Ca să te angajezi și să lucrezi, nu te-ai grăbit. Dar ca să vinzi casa părinților. Deja discuția asta pe mine nu mă privește, deja mă simt în plus, am muncit degeaba. Îmi pare rău. Ne scuzați. Nu știu, n-am să înțeleg niciodată genul ăsta de oameni care ieri vindeau, azi nu mai vând. Hotărâți-vă, fraților, odată, că din cauza voastră alții muncesc. E bune, acum am vorbit cu omul ăsta degeaba. Deci nu mai e de asta faci. De ce nu mai e de asta? Că am găsit om, eu încerc să ajut, spuneați când fac nimic, am făcut o faptă bună să ajut și faptă bună așa faceți. Faptă bună e tot un credit de nevoi personale ca să o operăm pe maică. Ce să faci credit? Să dai după aia înapoi dublu, triplu? Nu se merită. Casa e degeaba acolo, nu ne folosim de ea, mergem din an în Paște numai să plătim facturile. Tu trebuia să fii acela care să nu fii de acord, să vindem casa bunicilor tăi. Ținem casă degeaba acolo. Cum să vindem o casă care este sufletul meu? Eu am crescut, am copilărit acolo. De câte ori mergeți acolo? Ai nevoie de bani, Paște. Nu? Ce te-ai gândit? Dar ia să vă pare rău, ia spune, să vă mă interesează, rău. De ce ești tu atât de înfierbântat cu casa asta? Că văd că de maică ta nu ești ca să o operăm. Păi tocmai de-aia sunt. Ca da, să o operăm, da, vindem și să avem bani. Facem un credit de nevoi personal. Gata, s-a rezolvat. Nu vă dă nimeni credit și plătiți mult mai mult după. E o prostie credit. Unde ai învățat asta? Câteva, în 3 luni de când lucrezi. Toată lumea știe asta. Eu cred că ții nu spune bine, tu mai vrei și altceva. Eu cred că tu mai vrei și altceva. Păi evident că mai am și eu nevoie de bani. Mi-ar fi prins și mie niște bani de acolo, nu? L-ai văzut? Muncește și o să ai bani. Și încheiem discuția asta. Deci casa aia nu se va vinde. Băiatul ăsta trebuie să înțeleagă că nimic nu e de-a gata. În viață trebuie să faci niște sacrificii. Să fie sănătoși. Eu n-am ajuns să muncesc ca un sclav și să mă trezesc cu noaptea în cap doar pentru că așa vor unii. Bă, dar voi nu v-ați gândit și la mine că trebuie să stau să muncesc atâta într-una? Numai la voi vă gândiți? Săracul de tine, ai transpirat. Dacă vrei bani, du-te toate și muncește. De ce nu ești la birou acum? Ce cauți aici? M-am săturat atâta muncă. Nu v-ați gândit că poate am și eu nevoie de bani? Te doare mâna decât scrii, că eu te-am aranjat, nu? Ia să te duci pe șantier. Ia-ți un al doilea job dacă nu-ți ajung bani. Măi băiatule, uite care-i situația. Te rog frumos să închei socotelile cu casa aia. Deci casa aia nu se vinde. Ai înțeles sau nu? Scoate-ți din minte banii care vrei să-i cheltuiești sau pe ce vrei să-i mai cheltuiești sau cine știe ce-ți mai trece prin cap. Te-am cocoloșit destul, m-am săturat. Dacă vindeam casa aia, rezolvam toate ce problemele. Ce rezolvai că peste două luni aveai nevoie din nou de bani? Nu avem nevoie ținem de așa ceva. Ținem casa de pe mama casa acolo și nu facem nimic. Casa noastră e casa, e moștenirea mea. Nu o vând ca să... Bine, rămâneți cu ei? Casa. Nu se vinde, scurbă doi. Ești tânăr, muncește. Bine, mă înțeles, bine. Ai un job? Spălați-vă cu ea pe cap. Se poate? Ăștia doi cred că stau în banii lor. N-am nevoie de ei, o să-mi fac eu treburile mele și zbor de aici. Dacă tot nu a reușit să-și convingă părinții să vândă casa, Cornel se concentrează acum mai mult pe felul în care ar putea să mai fure niște bani din conturile clienților. Doar că asta implică riscuri majore. Cornel, ce faci? Nimic. Oprește-te din ceea ce faci. Verificam dacă sunt toate tranzacțiile în regulă. Lasă balivernele.
Acum închizi calculatorul. Iulian! Iulian! Vino, te rog frumos. Ia loc. În clipa asta, fii cu mine la mine în birou, ok? Iulian, te rog frumos, să verifici ceea ce a făcut el. Nu înțeleg. Să fim siguri că nu se mai întâmplă ceea ce s-a întâmplat până acum, ok? Ce s-a întâmplat? Te rog frumos, urmează-mă în birou. Haide! Ai grijă! Ca să folosim un termen mult uzitat în bancă, a cam sosit scadența pentru Cornel. Cornel. Ce-am făcut, șeful? Ok. Cornel, știi de ce te-am adus în birou? Acum să îți spun drept în față. Dacă eu ți-aș lua ție de-un buzunar în clipa asta, un leu, cum te-ai simți? Nu înțeleg la ce vă referiți. Nu înțelegi la ce mă refer? Nu. Bun. De ce iei bani de la clienții noștri, dă-mi bancă? Eu? Stai puțin. Mai precis, de ce îi furi? Eu? Nu e adevărat. Răspunde la întrebarea care ți-am pus-o primoară. Ai fi fericit dacă ți-aș lua sau nu? Un leu, nu, dar nu e adevărat, eu n-am luat și nimic. Și atunci de ce faci lucrul ăsta? Dar nu fac așa ceva. Cornel, am dovezi. Am o cameră montată exact pe biroul tău, care te monitorizează. Nu o să fie bine. Și cum ai face și ce ai face dacă ar interveni poliția pe fir? Am dovezi care te incriminează. Sunt foarte dezamăgit de Cornel. A venit la noi, părea un băiat de treabă și cu intenții bune. Dar m-am înșelat. Se pare că ceea ce plănuia el să facă era cu totul altceva. Am șef, vă rog, e frumos. Am greșit. N-am vrut, n-a fost cu intenție. Nu știu ce am... Am urgențe, am probleme în familie. Vă ce fel de probleme? Frumos, mama mea este bolnavă. Mama ta este bolnavă. Da, trebuie să opereze și... Și asta este problema mea, Cornel? Nu, dar vă rog, eu înțelegeți-mă. Nu mă dați la poliție, vă rog. Bine, fii atent aici. Vă rog. Nu este vorba de asta. Știi ce se va întâmpla? Și ce opțiune ai fi putut avea? Ai fi putut să faci un credit la noi la bancă. Ești angajatul nostru. Te-am învățat tot ceea ce știi până în clipa de astăzi. Ceea ce vei face tu, în următoarele minute, după ce vom termina această discuție în birou, te vei duce la tine acolo, vei returna toți banii. Și aici, după ce vei returna banii pe care i-ai furat, va fi ultima ta zi, ai înțeles? Da, vă rog eu frumos să nu afle mama, că dacă află acum, Doamne ferește, că e și bolnavă, să nu afle și părinții mei și să nu mă dați la poliție, să nu facem probleme. Vă rog eu mult de tot. Cornel, vă rog asta să nu este mă iertați. Asta nu este o joacă de copil. Și nu se poate uita exact cum crezi tu, foarte ușor. Nu este ca și cum ai lua o minge de la un copil și o dai înapoi. Ceea ce ai făcut este un act penal. Știu, dar am greșit, e o situație disperată și nu știam ce deja să fac. Deja am alertat poliția. Vă rog, vă rog să retrageți plângerea, vă rog, vă rog. Nu am cum, îmi pare rău. De data asta ți-ai făcut-o cu mâna ta, copile. Eu am încercat să te ajut. Și știi foarte bine că ceea ce am făcut a făcut-o datorită tatălui tău. Le dau și banii înapoi, nu mai pot de locul lor de muncă. Să mă dea afară. Dar să nu cheme poliția. Știi ceva? Că ai făcut vreo răutate iarăși. Ce să fac? N-am făcut nimic. Ce minune ai mai făcut? Mă aștept la orice la tine, se poate? L-am dus și la copil, să-mi cunoască copilul. Care copil? Cine? De unde copil? Copil împreună? S-a întâmplat ceva mult mai grav decât credeți dumneavoastră. Mi este teamă că fiul dumneavoastră va ajunge la pușcărie. Dar nu știu ce a făcut, real, spuneți-ne. Cornele, ce ai făcut, nene? Ce ai făcut? Ce vrei să se întâmple cu noi? Mă distrugeți, mă. Vrei să intre sucursala asta? Băgați pe mama în pământ, o să avem probleme, Cornel, din cauza ta. Și bine că totul s-a întâmplat la timp. Acum taci din gură, te rog. E în regulă. Ce s-a întâmplat? E în regulă, șeful, n-a reușit să tranzacționeze nimic. Ok, foarte bine. Te rog, că tu știi situația mea, că mama e bolnavă și asta. Spune că am făcut o greșeală și n-am vrut. Ajută-mă, te rog. Ce ai zis, prietene? Că dai tunul și fugi în ultima zi? Nu, am o situație disperată, mama e bolnavă și se operează acum și eram disperată, avem urgent nevoie de bani. Puteai să discuți cu noi, ți-am spus de la bun început că noi formăm o echipă. Opțiunile le aveai?
Un credit puteai să-l faci la noi. Ești angajatul nostru. Se aproba, ți-am până spus. Până asta dura, avem nevoie acum urgent de bani. Nu mai minți, Cornele. Ajunge cu palivelele. De ce continui să minți până în ultima clipă? Dar nu mint. Răspunde. Nimic. Faci această bancă de râs, această sucursală de râs. Imaginea mea este în joc. Dacă închide această sucursală, ce vom face? Toate pentru ce? Pentru găinările tale pe care le faci? Haideți, vă rog, eu mă... Și pun pariu că aveai de gând să faci încă una și una mare. Nu, doar acum. A avut noroc că Iulian a verificat și nu s-a întâmplat nimic. Sunt foarte dezamăgit de Cornel. Am încercat să-l ajut în echipa noastră. L-am învățat tot ce știu. Și am crezut că vom fi prieteni cu adevărat. Am ieșit chiar de câteva ori împreună și ne-am distrat de minune. Am greșit, recunosc că am greșit, dar iertați-mă, dați-mi o șansă. Faptul este consumat, Cornel. Te rog frumos să te ridici și să pleci din biroul ăsta, să te duci să strângi tot ce ai la tine acolo, să lași cardul și să pleci. Vă rog, dați-mi o șansă. Îmi pare rău. Vă rog, șef. Cornele, cu părere de rău, deci locul tău este la închisoare. Deci... Pentru mine, sunt profund dezamăgit. Nu, vă rog eu. Părăsește birou. Îmi pare rău. Ia loc, Maria. Ce? Nu vine să cred. Ce s-a mai întâmplat? Deci am o veste incredibilă. Dai seama ce a făcut? Ce anume? Până și pe taică-sul l-a furat. Ce a făcut? Până și pe taică-sul l-a furat. Așa ceva nu vine să cred. Când ai observat acum? Am avut timp să observ chestia asta și am discutat și am văzut multe semne de întrebare. Mi le-am pus, dar nu n-am găsit răspuns. Am putut opri la timp și că l-am putut... Dacă nu aveam plângerile de la clienți, să știi că nu-mi dădeam seama. Dar au fost prea multe și s-au legat de el și a creat un semn de întrebare. Sunt dezamăgit că băiatul acesta este un infractor. Acum așteptăm să vină poliția, să punem la dispoziție probele, incriminatorii, ale lui Cornel. Iuliane, asta e. Ce a fost, a fost. Și știi că e vorba aia, cum îți aștept neșteador să nu-ți fie milă de el. Am scăpat. Mergem mai departe. Cornel se află într-o situație critică, dar chiar și acum, obișnuit ca acasă să-i se ierte totul, el crede că tânguirile lui în fața șefului băncii vor rezolva problema. În plus, greu de înțeles de ce tocmai acum alege să o prezinte pe Miruna părinților lui. Tată, mamă, vă prezint pe iubita mea Miruna, tata Nicolae. Cine? Mama Elena. Pare bine de cunoștință. De mult îl rog să mă prezinte dumneavoastră, dar mereu mi-a spus că nu aveți timp, că sunteți ocupați. Tu de unde ai mai apărut? Cine mai ești și tu? De când îl cunoști pe fiul meu? Este iubita mea. Te rog frumos să fii mai respectoasă cu ea. Dar nu am cum să fiu, că a apărut așa ca din senin. Deci aș fi vrut și eu să știu că ai o prietenă. Ești se poate? Surprize. Ce a fost oare în mintea ta? Să o aduc pe iubita aici? Mea, părinților, că m-a bătut la cap, că nu le aduc nicio fată, că nu le prezint, că... Având în vedere situația în care te afli, asta îți mai lipsea ție acum? Sau nu te-ai gândit că ce? Dacă o aduci pe Miruna și creezi o perdea de fum, se uită, nu se află sau ce? Nu știu despre ce situație vorbești. Ce situație, Cornel? Nu știu, situația asta, că... O situație foarte complicată. Ce situație, Cornel? De ce nu spui tu? Știi ceva? Că ai făcut vreo răutate iarăși? Ce să fac? N-am făcut nimic. Nu știu ce minune ai mai făcut? Mă aștept la orice la tine. Se poate? Ce se poate? Trebuie ce să ne spună domnul Ernest, trebuia să ne spui ce să spun, că nu știu despre ce vorbiți. Neliniștită, că nu știu ce ai mai făcut. Situația este că am venit cu iubita mea aici să le prezint părinților. Domnișoară... Și atât, nu ai nimic pe sufletel. Nimic. Domnișoară, ești tu sigur că vrei să mergi pe drumul ăsta, să minți în continuare? Dar nu mint cu nimic. Bine, Cornel. Domnișoară, Miruna, de când îl cunoști pe fiul meu? Sunt împreună cu el de un an jumate, domnule. Cel puțin de un an și două luni mă rog de el să vă cunosc. De un an jumate și tu n-ai fost în stare să ne spui nimic? Nu ai avut timp. Lucrezi de trei luni doar, da? Cum e posibil? Dacă vă nu bateți la cap mereu cu vecina aia a noastră, că să mă duc cu ea, că nu știu ce, care mie nu-mi place sub nicio perfect, formă. Perfect, dar de un an jumate nu ai avut timp, altceva te-am întrebat. Iar Miruna, tu nu vrei să ne spui. Cum îl cunoști pe el? Ca fiind ce? Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, de la o întâlnire ne-am dus la două și după, până la urmă, am rămas împreună. Până l-am dus și la copil, să-mi cunoască copilul. Care copil? Cine? De unde copil? Copil împreună? Nu.
Dar de unde copil? Fostul. Ai fost căsătorită sau ai avut un prieten? Un prieten care, din păcate, a fost un accident și am rămas însărcinată. El nu a mai vrut să rămână și... Adică, l-ai găsit pe el capabil? Scuzați-mă. L-ai văzut pe el capabil că-ți poate crește copilul? Miruna, domnișoară, să-ți împlinești viața cu copilul? Ce crede? Că el este tatăl? Că... Vă dați seama că la 2 anișori și ceva... Bineînțeles, normal. Dacă îl vede destul de des... Nu-i spune, dar se uită ca la tasul. Nu-i spune tată, dar... Vă imaginați, îl mai scoate în parc, mai are grijă de el când eu am treabă, dar... Și cu timpul va fi tati și tati nu e capabil pentru el. De unde și de un copil la altuia? Ce suflet bun avem aici. Noi avem nevoie de un nepot adevărat al nostru. Nu știu dacă înțelegi. Păi, nu vreau să te jignesc. Vă înțeleg, acum, doamna, dar... Deci orice mamă își dorește ca fiul ei... Adevărul, adică... Să aibă un copil. Doamna, nu copilul altuia. Încă nu e discuția de... Eu nu vreau să te jignesc. Nu ești pentru el. De asta nu ai vrut-o pe Ancuța? Era ea o piedică în viața ta? Ancuța nu are nici obligații, da? E o fată deșteaptă, frumoasă. Da, pentru că e un om capabil cu care să ai un copil. Ai fi în stare să fiu nefericit pe viață, să stau cu o fată care nu-mi place? Spui și mie, te rog, ce e problema mea, ce-mi place, nu-i problema ta. Munca nu ți-a plăcut? Să te căsătorești, să ai o familie, nu ți-a plăcut? Ba da, uite, sunt aproape. Ai fost în stare să vrei să-mi vinzi și casa de la multe. Aici și acum te porți urât cu logodnica mea. Logodnica ta are obligații. Eu vreau un copil de la mine. Era iubita ta, acum sunteți logodit? Când v-am logodit? Eu am un plan. De peste 5 ani sau cum? Ai stat un an jumate, acum după cât mai așteptăm? După cum se vede, Miruna e destul de surprinsă de vestea asta, adică... Ce veste? Da. Ce logodnă, e de acord? Văd că nu prea e de acord. Vreți spui că nu urma să mergem mai departe în povestea asta? Cornel, eu așa aș vrea. Cornel, pentru ce îți complici tu viața inutil în momentul de față? Pentru că știi care sunt urmările faptelor tale. Nu știu pentru ce fapte, ce îți complici acolo tu viața inutilă acum? Pentru nu complic ce? Nimic. Mai bine spui tu, de, nu aștepta să spună domnul Ionescu. Are bunul simț și nu spune în fața tuturor, dar se, orice oameni minciună, buni, orice ce minciună vorbiți va ieși la iveală. E ceva, Cornel, dacă domnul Ionescu spune ai asta. Ai făcut ceva, zici ce ai făcut. Zici ce ai făcut. Nimic. Deci tot nu vrei să spui el adevărat. Nu vrea, nu, așa e genul lui, felul lui, așa mi-a mâncat Miruna, viața. Tu stai cu el de un an jumate, de unde are el bani? Să... te întreține, să aibă grijă de copil. Tu te-ai întrebat vreodată? Mai exact, care e relația voastră? Adică ce fel de relație aveți? Cu mine nu stă în casă. Nu s-a mutat cu mine, să ne înțelegem clar. Da, am înțeles, nu asta dar era problema. Dar știu că de 3 luni eu i-am angajat la bancă. Da, eu l-am ajutat. Dar știi antecedentele lui legate de locurile de muncă? Nu. Nu, asta nu a vrut să-mi spun. A, tot așa, a omis acest lucru. De locul de muncă. De ce domnul Nicolae, ziceți-mi și mie, vă rog frumos, cum se face că fiul dumneavoastră a avut până în momentul de față vreo 20 și ceva de joburi și a renunțat, cât a durat cel mai mult, ăsta cu banca acum? Da, câte? Acum a stat 3 luni aproape. Nu au fost joburi, au fost niște interviuri. Ce... Nu i-a plăcut nimic, domnule. De ce niciun job nu este bun pentru tine? Nu a fost să se nimerească, să-mi placă. E mai convenabil, nu, să trăiești pe spatele părinților? Nu, e mai convenabil să aștept până când îmi voi găsi eu adevărata mea... Păi, acum ești, nu ești la bancă? Care adevărata, ți-am găsit la bancă, acum păi ce da, mai dar nu consider... N-ai avut 20 de joburi până acum? Nu trebuie că nu au fost joburi, au fost interviuri. Ce nu mi-ai singurul meu job adevărat a fost ăsta de la bancă, dar nici aici nu potrivesc. Ai lucrat 3 ore, ai venit acasă, te-a deranjat că ai făcut o cafea. Și care e problema? Problema e că ne-am săturat să te ținem în bancă. Și care e faza? Nici la bancă spui că nu te potrivești? Nici acolo nu e de mine și curând o să plec și de acolo. Cum? Măi băiatule, eu mi-am pus obrazul și ți-am spus că este pentru ultima oară. Tu ai nebunit? Câți ani ai tu? 34. Mulți înainte. Mulțumesc. 34 de ani de tine am avut, domnule. De ce pentru vârsta ta te comporți ca un copil și nu ca un bărbat? Nu mă comport ca un copil deloc, mă comport ca un bărbat. Ca un copil. Nu e adevărat. Un bărbat depinde de el. Tu da, nu te comporți ca mine un bărbat. El nu ți-a spus că lui nu-i ajung lui banii și lucrează doar de 3 luni. Ce o să faceți mai departe? Nu știu. Adică tu știai că el nu are un job? Eu știam, da, că nu are un job până acum 3 luni, când s-a angajat. Și ce-ți spunea? Că nu are o slujbă pentru că ce? Că își caută să găsească ceva bun, să se plătească bine, să poată să aibă grijă de el și de mine. Și da. Eu îi ziceam, dragul meu, eu am locul meu de muncă. Eu pot să mă întrețin, am și pensia alimentară de la fostul. Eu de mine și de copilul meu pot să am grijă.
Dar ce ai văzut la el, Miruna? Scuză-mă, e fiul meu. Pe bune, tată, chiar spui așa ceva? Cum ce-a văzut la mine? Adică ce nevinovată. Ce ai văzut la el? Erași fără geab? Cu bani? Te ajuta cu bani? Avea bani atunci? Nu, până după ce s-a angajat, a început să-mi dea, să mă ajute. Fizică, cu ce te ajuta? Că el nu avea bani să ne ajute pe noi la facturi. Eu nu reușesc să înțeleg. Nu, în cazul lor, doamna, ați auzit-o pe Miruna. Nu era vorba de un interes financiar. Pur și simplu este o atracție fizică și nimic mai mult. Dar va fi. Ce atunci ce faci cu salariul? Tu te gândești un pic la viitorul tău, tu te gândești un pic ce se va întâmpla, pentru că oamenii ăia nu au cum să fie părtași la faptele tale, da? Se vor disculpa instant de tine, pricepe asta? Aici vorbim despre niște lucruri serioase, care afectează prestigiul acelei instituții. Te-ai pus cu banca și nu e bine, pierzi. Tu crezi că ei, de ce față are? Măcar o secundă, își vor asuma ceva din ce ai făcut tu și nu vor pune cu totul în cârca ta? Și nu, ce s-a întâmplat? Te rog să-mi spui tu mie. Ce ai făcut? Nu știu despre ce vorbești. Acolo, ce ai făcut? Ai văzut pe cineva? Ai făcut rămăgărie? Ai făcut vreo... Nu te feri, că noi suntem, te protejăm. Dar nu știu despre ce vorbi. Fi sincer, măi. Doamne, ferește. Nu am de ales. Niciuna ce motivare avea el să mintă. Am să te rog frumos să intri. Nu știu de ce l-au chemat. Da. Îți mulțumesc frumos. Uite, se va dovedi acum. Nu am făcut nimic, chiar nu știu despre ce vorbesc. Cum n-ai făcut nimic? Nu am făcut, ei. Nu am făcut nimic. Ei au prins-o pe asta. Cornel, te mai întreb încă o dată. Ce a fost în mintea ta de a adus-o pe Miruna aici? Te-ai gândit că ce? Este iubita mea și vreau să o prezint părinților. Ai tot dreptul să ai o iubită, da. Ai tot dreptul să iubești pe cine vrei tu, nu pe cine își doresc părinții tăi. Exact, asta și fac. Ai tot dreptul, dar da. Era oare oportun? Da, pentru că de un an de zile... Bună salut, salut șeful. Bună seara. Noi ne cunoaștem. Sunt Alexandru, șeful băncii. Și trebuie să fiu la momentul de față pentru situația care bănuiesc că... Îți mulțumesc mult, Alex, ce ai făcut? Timp ce, mai... ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? A lipsit Cornel de la muncă? Ce a făcut? Vrea, în ruptul capului, vrut, să spună adevărul. Speră că oarecum va îngropa mizeria sub preș. Stai să vedem, stai să auzim ceva. Eu nu cred că o să vă placă ceea ce o să auziți, dar din păcate este adevărul. Alex, tu știi că eu sunt cel mai bun prieten al lui taică-tu. Tu ești ca și băiatul meu. Spune-mi, ce se întâmplă? Ce e adevărul? De o oră fierbem aici ca niște raci. Ce s-a întâmplat? A bătut pe cineva? A spart ceva? Poate că era mai bine. S-a întâmplat ceva mult mai grav decât credeți dumneavoastră. Ce poți? Mi-e să teamă că fiul dumneavoastră va ajunge la pușcărie. La ce? Și nu va fi la ce să ajungă? De ce? La ce-a pușcărie. Făcut? Cum pentru că eu nu o să iau responsabilitatea fiului dumneavoastră pe cârca mea. Dar nu știu ce a făcut, real, spuneți-ne. Cornele, ce ai făcut, nene? Ce ai făcut? L-ai făcut pe tatăl tău de râs? N-am făcut nimic decât eu. Domnul director nu a venit degeaba, să-ți fie rușine. Bun, adică mint și eu, nu? Minte și el. Nu ți-e rușine, a venit când domnul ierdeți degeaba aici? Doar tu spui adevărul. Da. Cornel, ce creier, prietene, ce minte ai? Crede-mă, trezește-te la realitate. Ești om în toată firea, ești bărbat, ai 34 de ani. Ceea ce ai făcut este faptă penală. Nu cred. Înțelegi? În toată banca aia ar fi trebuit să știi că există camere de supraveghere. Softul pe care lucrezi tu este la rândul lui supravegheat de către supervizori. El ne mai cerea și nouă bani. A mai furat și de la bancă? Avea și un salariu bun? Cine fură? Cornel, încetează cu balivernele. Știi foarte bine ceea ce s-a întâmplat. Ești un mentor. Există camere de supraveghere, înțelegi asta? Ești filmat. Discuția pe care am avut-o. Nu să mai scapi. Nu cred așa ceva. Așa de josnic ești să furi ce nu-i al tău? Nu am furat nimic. Fiul dumneavoastră s-a gândit să-și rotunjească el veniturile, ciupind câte puțin. Doar că din lăcomie n-a ciupit câte un leu, 5 lei, că ar fi durat prea mult. A ajungea la adânci bătrâneți până își umpla el contul. Că poate omul nu observa că îi lipsește un leu sau 5 lei din cont. S-a gândit el așa, să fie undeva sub un milion. Și ciupea. Când venea omul la bancă și punea întrebări, găsea Cornelul și o explicație, că s-a dublat o tranzacție, că nu știu ce, că nu știu cum, și returna banii în cont. Doar că s-au prins oamenii ăștia, că existau prea multe reclamații din partea clienților, culmea, coincidență, toate pe numele lui. Și de aici încolo ne povestești tu, te rog frumos, cum ați început voi să-l supravegheați, să vedeți exact ce tranzacții face Cornel? Plângerile au avut loc la sfârșitul primei luni de la angajare. Și a fost un semnal de alarmă. N-au fost sume exorbitante,
au fost sume modice. Da, s-au repetat, probabil. Exact. Problema este că, cum a spus domnul Ernest, plângerile au fost numai la ghișeul lui Cornel. Nu e adevărat. N-ai furat nimic. Cum nu e adevărat când aveți camere, când domnul director e aici, pentru ce a venit? De dragul tău? Cornel, n-ai cum să o dai cotită. Ți-a înțelegi? Făcut un favor. Și tu ești, i-ai călcat... Ești în belea până peste gât. Da? Voi nu ai cum. Ceea ce ai făcut tu greșit. Se cheamă furt. Omule, nu ai cum. Nu este adevărat. Voi judecați problema greșit. Eu nu am furat absolut nimic. Așa ceva? Eu tot ce am făcut... Sunt de dovezi, nu pot tot să tot ce am făcut eu nu mai a ridicat, fost nu. Doar nu mai fi să... Păi lăsați-mă să vorbesc și eu, oameni buni, păi tăvărâți toți de mine. Adevărul este că tot ce am făcut a fost doar să împrumut niște bani pe care i-am pus la loc. Atât, nimic mai mult. Bani de la cine ai împrumutat? Voi exagerați și alea. Tău cumva, ca nu contează de unde. Sunt la locul meu de muncă și care e problema? Acum și răspuns, da? Vorbim despre conturile unor oameni. Și nu ai împrumutat banii aceia. I-ai pus la loc în momentul în care ai fost prins și în momentul în care te-am adus în birou și te-am atras atenția de ceea ce ai făcut. Nu e adevărat. Deja am pus la loc înainte. Ia zi-mi, Mirona. Trebuia să-l pui la loc. Tu ești părtașă la fapta lui? E prima oară când aud. De ce te-am crede pe tine pe cuvânt? Adică până la urmă... Dar nu, tu unde locuiai? Aveai datorii, aveai de plătit, eu știu, chirii, întreține. Ia zi, Cornel, are Miruna vreun amestec? Nu în mod direct. Ea doar mi-a dat de înțeles că ar fi mai bine din partea mea dacă aș contribui un pic mai mult la, cu bani la relația noastră, pentru că ea are și un copil și... N-aveai voie să umbli în conturile. Tu aceeași chestie o vei spune și la poliție, bănuiesc, nu? Pentru că fiul dumneavoastră a început să se lăcomească, nu? Și să ciupească sume din ce în ce mai mari, ce-i drept, nu depășea un milion. Și se pare că picătura care umplu paharul a fost momentul în care brusc voi v-ați răzgândit și nu ați mai vândut casa. În momentul acela, fiul dumneavoastră, pentru că se aștepta să încaseze niște bani, de fapt scopul lui ăsta a fost, să încaseze niște bani ca să nu mai muncească o zi în viața lui, că munca nu e pentru toți. Și atunci ce s-a gândit? Să transfere o sumă mult mai mare, cu multe zerouri. Nu e așa, Alexandru? Să dea un tun pe românește. Ce înseamnă multe zerouri? Câte zerouri? Nu este adevărat. Ce a putut să facă? Suma pe care a vrut să o extragă a fost de 30.000 de roni. Nu se poate așa ceva. Nu pot să cred. Nu pot. Atâția bani? Măi, dar ce aveți de gând, mă, să faceți cu 30.000 de lei? Vrea să fugeți în lume, nu? Sunteți complice la fapta lui? În ce mai băga, mă? În ce mai băga, mă? Credeți că ați risca așa ceva? Am un copil de crezi. Ce ai făcut cu atâția bani? Ce ai vrut să faci cu atâția bani? Deci, în primul rând, nu am furat nimic. Doar am făcut mici împrumuturi pe care le-am pus la loc într-un timp foarte scurt, așa. Iar despre suma cu foarte multe zerouri, pur și simplu eram și eu curios să văd contul meu, cum ar arăta dacă ar fi cu foarte multe zerouri în el. Atât, dar nu am luat, n-am făcut nimic. Doar eram curios să văd cum arată. Atât, nimic mai mult. Se poate vedea pe camere, dovadă. Nu am luat, n-am făcut transfer, n-am transferat. Se poate vedea asta. Deci se poate vedea. Uitați-vă pe camere și să vedeți. Când am venit, te-am luat la mine în birou. Deja erau puși la loc atunci. Atunci era pasul tău să iei acei 30.000 de roni. Dar nu i-am luat. Ți-am zis, noroc că l-am trimis pe colegul tău, Iulian. Nu ai nicio dovadă împotriva mea că aș fi vrut să iau. Nu i-am luat, nu s-a făcut tranzacția. Erai sub supraveghere fără să știi, Cornel. Nu contează. Plângerile veniseră la mine în birou. Să-ți fie ție rușine că te-ai îndoi de mine și m-ai verificat pe camere. Da. Nu este așa cum da, de ce te-ai îndoi de mine? Eu eram ok, a fost o corectă. Te-ai spus la mine sub ce motiv? Că e mama bolnavă. Ce ți-am răspuns? Ești angajat al băncii. Da, doamnă. Ai variante. Da, doamnă. Nu îl faci un împrumut. Fiul dumneavoastră a spus că ar fi vrut să sustragă acești bani pentru că dumneavoastră sunteți pe moarte și ar trebui să vă plătească operația. Nici de cum, domnule Ernest. Noi vroiam să facem un împrumut. Ai zis mai devreme, ai zis că ai leșinat și ai căzut pe stradă și așa? Asta nu înseamnă că tu trebuie să furi. Dar n-am furat, n-am furat nimic. Tot datorită problemelor pe care mi le-ai făcut tu. Vă rog să mă credeți, eu niciodată nu i-am cerut bani. Relația noastră era următoarea. El îmi făcea curat, îmi mai gătea, mai avea grijă de copil, cât eu lucram sau mă duceam și eu din an în Paște cu prietenele. Auzi, erai menajerul copilului, erai menajerul ei. Acasă nu ți-ai strâns un pat. Ceea ce ai făcut tu este foarte grav.
Nu este grav de lucru. Poți să ne spui nouă ce vrei, da? Înțelege, omul ăsta nu va pica în locul tău. Nu vreau să-l văd distrus. A fost predat. Stai liniștită că nu. Există clienții ai lor care s-au trezit cu bani lipsă în cont. Au venit, au depus plângere. Ce să facă oamenii ăștia? Să meargă altcineva la pușcărie în locul lui? Se spune că și-a plătit, că e prima oară supervisorul lui la pușcărie? Hai, te rog frumos, ia mâna de pe mine. Ieși afară. Oricum plecam. Asta sunt gesturi? Asta e educația și chinul nostru? Doamne. Fiul dumneavoastră, nu numai că a furat, extras bani de la alți cetățeni, a reușit să facă asta și din contul dumneavoastră. Ce părere aveți? Nu îmi pare rău că trebuie să aduc în discuție, dar din consider că tău. Este cazul să știți și lucrul acesta. Din contul tatălui tău. Fiul dumneavoastră, exact. Bă, tu ai furat de la tactul, mă. Domnule Alex, vă rog să mă credeți, eu niciodată nu i-am cerut bani. Relația noastră era următoarea. El îmi făcea curat, îmi mai gătea, mai avea grijă de copil, cât eu lucram sau mă duceam și eu din an în Paște cu prietenele. Auzi, erai menajerul copilului, erai menajerul ei. Acasă nu ți-ai strâns un pat, n-ai strâns o farfurie de pe masă, nu ți-e rușine. Ai ajuns și menajer și hoț și tot s-au strâns la tine. Rușine să-ți fie. Nu ți-e rușine, cum? Auzi, ți-a spus fata. Ce? Pentru ce făceai s-a toată treaba asta? Pentru ce? Da, domnule, nu vreau să mai exprim că nu e frumos în fața fetei. Nu, puturosul făcea pentru curat. Ce? Mi-e teamă că nu prea mă interesează explicațiile personale din viața ta. Va trebui să spui chestia asta probabil poliției. Cine știe ce are el în cap? Îl vezi? Ce să am în cap? La câte a făcut până acum? Eu știu ce poate să facă și de acum. Nu, ea are dreptate. Nu a fost implicat în niciun fel. Doar m-am simțit eu oarecum intimidat pentru că mai aduceam discuții de foarte multe ori că copilul ăsta trebuie crescut și trebuie mai mulți bani. Crezi că situația asta în fața poliției va fi la fel de... Dar nu cred eu că e cazul să de vorba de nicio poliție ce pentru că nu vreau neapărat de tine. Că am făcut nimic. Adică vorbesc de prietena ta. Eu mi-asum tot ce am făcut, să zicem că am făcut, dar n-am făcut nimic. Nu consider că am făcut ce mai voi exagerați, nu te bag nimic. Tu ai încredere în mine că totul este sub control. Noi vorbim inutil aici. Inutil. Au să zicem. Exact, corect, vorbiți inutil. Să presupunem, nu? Vorbiți degeaba, da. Deci să presupunem, da, nu și din contul meu. Ai luat un fi. Ia uite. Dar ce nu mi-ai cerut? De ce a venit domnul Alexandru? Pentru ce a venit aici? Pentru noi sau pentru faptele tale? A venit pentru faptele tale și tu tot n-ai făcut nimica. Exact, n-am făcut nimic. Tu n-ai făcut nimica, că n-ai umblat și în contul lui. Nu am făcut nimic grav. Domnule, noi de acum am terminat-o, să nu mai aud de tine. Și vezi că o să mă duc acasă și dacă găsesc că mi-ai luat vreun bani din aia ascunși, și eu o să mă duc la poliție. Nu vine să cred că spui ceva și nu vine să cred că mă acuzi. Și nu vine să cred că n-ai încredere în mine și dacă tu așa gândești, du-te tare. Ceea ce ai făcut tu este foarte grav. Nu este grav de poți, poți să ne spui nouă ce vrei, da? Înțelege, omul ăsta nu va pica în locul tău. Și la poliție, na, treaba se va complica nițel pentru tine, pentru că tu vei fi acuzat de tentativă de furt și de furt. Simplu. Nu are cum, pentru că eu nu am furat, ți-am spus, am împrumutat, am pus la loc. Nu am făcut, e clar. Și păi mai da, mult decât atât, eu vă spun că sunteți aici. Am să mă duc personal și am să fac și eu reclamație pentru furtul din contul uite, meu. Uite, îl rog pe domnul Alex, poate găsește o ca soluție să plătim dacă asta am plată, că nu se poate. Asta e cea mai mare aberație. Asta e cea mai mare aberație pe hai care am să te duci la pușcărie și poate o să fii mai bărbat decât băi, ești. Băi, tată. Dați un pic, tată. Nu băi, nu băi. O secundă, un moment. Conchidă. Ce ziceți dumneavoastră, doamnă? Nu vreau să-l văd arestat, domnule. Vă rog, ajutați-mă să găsim o soluție. Deja cu cătușile ceva. La mâini, n-auzi? Nu am cu cătușile la mâini. Îmi pare rău, dar nu mai e nimic de făcut în situația aceasta. Nu mă vezi că m-ai distrus? Și pe mine și pe tatăl tău? Unde vrei să ajungi cu nebunia asta? Te relaxează. Cum să stau? Cum? Când tu să se întâi în capul meu? N-am nimic. Tu să mă relaxezi, nu? Normal. Când nu cred acum că... din toate astea mai ieși hoț. Tu nu conștientizezi realitatea, omule. Și realitate, nu e ca și când ai împrumutat niște bani și toate-s bune și frumoase. Ai umblat în conturile unor oameni, ca și când ai fi intrat în casele lor. Faptul este consumat și vei avea dosarul la poliție.
Dovada este acolo. Găsiți o soluție. Îmi pare rău, doamnă, nu mai este nicio șansă. Nu vreau să-l văd distrus. A fost predat. Stai liniștită că nu. Există clienți ai lor care s-au trezit cu bani lipsă în cont. Au venit, au depus plângere. Ce să facă oamenii ăștia? Să meargă altcineva la pușcărie în locul lui? Se spune că și-a plătit. Nu, că să meargă supervisorul lui la pușcărie? E prima oară când a făcut asta. Nu și-a dat seama. Doamna, în decursul a 3 luni de muncă, mai degrabă să vă angajați un avocat. Nu pot să susțin un om ca de la mulți oameni bani ca el și să fiu nedrept față de clienții băncii. Pentru că odată un lucru făcut va continua. Și vor fi mulți oameni în dezavantaj. Așa că mai bine se duce unul și ceilalți sunt fericiți. Ținem cont de punct de vedere al băncii. Ținem cont că el este tânăr și are tot viitorul în față, poate își revine. Nu, dacă nu e nicio acolo, șansă, tu nu vezi că vorbim cu un nebun dacă aici? Dacă băiatul meu ajunge tu în pușcărie, spune, eu mor, ți-am spus să-l ducem la psihiatru. Tu nu vezi că bate câmpii. Un nimeni. O să fie un nimeni. O să vină un bărbat, dacă o mai trăi să-l vedem. Vă agitați degeaba. Stai liniștit. Nu, o să fie liniștit în continuare. Și dacă nu am făcut nimic, de ce? Nu am făcut nimic, ești inconștient? Cum să-ți explicăm? Tu înțelegi că ceea ce ai făcut tu este foarte grav? Nu o să creadă nimeni că ai vrut tu să împrumuți niște bani, ce minciuni, ce balivernezi tu acolo. Crede ce vor, eu știu ce am făcut, știu ce tu vezi. Omule, ai 34 de ani, asumă-ți faptele, da? Tu, eu mi-asum tot ce am făcut. Bun, și vei plăti pentru asta, din păcate. Dacă inclusiv tatăl tău, da, e și problema atât de lui negru ce de supărare să depună plângere împotriva. Și dacă așa gândești despre mine și dacă mă acuzi în halul ăsta, tată, și n-ai încredere în mine, poate că o să mă duc la pușcărie, dar eu când mă voi întoarce de acolo, tu pentru mine nu mai existi, să știi. Și tu l-ameninți și pe tatăl tău, deși tu ești vinovat. Gândiți-vă puțin. Tu ești vinovat. Nu l-ameninți. Gândiți-vă puțin că este singurul copil. Gândiți-vă puțin la viitorul dumneavoastră. Nu am niciun regret. Ba da, o să ai. Și te rog frumos, ieși din casă în momentul ăsta și de mâine discuți la poliție. Eu oricum plec. Ai terminat discuția cu mine. Cu un om ca tine nu am cum să mai stau într-o casă, asta e cert. Foarte bine. Crezi tu că e mai bine la pușcărie? Foarte. Dar nu mă duc la nicio pușcărie du-te pentru că pe știu că n-am făcut nimic și știu că o să scap. Bă, așa să te ajute Dumnezeu. Lasă-l da, așa să te ajute scap, Dumnezeu da. Să scap. Lasă-l în pace. Eu hai, te rog frumos. Ia mâna de pe mine. Ieși afară. Oricum plecam. Asta sunt gesturi? Asta e educația și chinul nostru? Doamne. Ai ajuns să te am și hoț? Nu știu ce să fac, domnule. Nu avem ce să mai facem. Singura variantă este să vă angajați un avocat bun. Că va ajunge rău în pușcărie, n-are ce învăța bine. Vă faceți un credit ca să vă angajați un avocat bun și să sperăm că ia ceva cu suspendare. În loc să fac un credit să mă operez că am probleme de sănătate, fac un credit pentru copilul meu care mi-a mâncat sufletul 34 de ani. Eu sunt o nenorocită, sunt distrusă. Copilul ăsta m-a distrus. Nu știu ce o să fac. Nu mai mi-ar de nici să merg să mă operez. Nu mă mai interesează de nimic. Acum mă interesează doar de el să fie în libertate. Deși poate părea greu de crezut, pentru că, nu e așa, contravine ideii că orice om are puterea să se schimbe, cred că o persoană precum Cornel nu va învăța niciodată nimic de la viață. Sunt oameni, așa cum este acest Cornel, care pur și simplu au impresia că pot să facă ce au ei chef și toată lumea ar trebui să-i înțeleagă și să le accepte explicațiile. Ei bine, din păcate pentru Cornel, cel mai probabil el va ajunge după gratul, dată fiind și atitudinea lui sfidătoare pe care probabil și-o va păstra și la proces. Cu toată părerea de rău pentru suferința mamei, e corectă observația șefului sucursalei. De acești oameni, nu trebuie să-ți pară rău. Mă, iubito, eu înțeleg că faci 18 ani, eu înțeleg că prietenii se plimbă, deși nu-i normal la 18 ani să te plimbi în mașini scumpe. Nu e o jucăriuță, hap, hap, hap. E o mașină extrem de puternică. Te rog din suflet să te bucuri de ea cu responsabilitate și să te folosești, să te ducă oriunde ai nevoie cu grijă și cu mare atenție, da? La mulți ani. Să rămână atât. Ce să facem acum? Dacă era el în locul mortului, bă, ce să înțeleagă dacă bine? S-ar și ei apărarea cu când nu trebuie? Ați ar fi părut bine să fie el în locul mortului? În locul bă, nu vezi, mă, că n-ai minte în cap ce vorbesc eu și ce vorbești tu?
Adică ei cred că vor putea cu niște bani să readucă la viață fiul meu mort? Nu s-au gândit la asta, s-au gândit la un mic ajutor. Trebuie să o ții pe a ta, să nu cedezi la întrebarea nimeni. Da, domn, eu am curios. Am văzut pe Facebook cum toată lumea postea RIP Ciprian, drumlin Ciprian și m-am întristat foarte tare și pur și simplu am avut un bad feeling și nu am mai plecat. Deci tu erai îndrăgostită de el? Doamna Ionescu, dar Ciprian merită să-i se facă dreptate. Draga mea, nu te amesteca, este mult prea periculos. Ia uitați-vă, băi, în ce am putut să am credere. Dă-mi telefonul, nu-i treaba ta, Băi, stai cu minte, da? Ai uitat unde ești? Cum poți să mă împingi? Stai cu minte, sau da? Mai vrei încă o acuzație pe numele tău? Ai uitat cu cine te pui? Nu, cu cine mă pun? Cu copil bețiv care și-a omorât prietenul?